Invitatul pe care îl vom cunoaște în această ediție a pus România pe harta medicinei mondiale. Medic primar pneumolog cu specializări în bronhologie, ecografie și alergologie, Mărioara Șimon este unul dintre profesioniștii care fac cinste sistemului medical românesc. Absolventă a Facultății de Medicină din Cluj, Mărioara Șimon a participat la numeroase cursuri și workshop-uri de perfecționare în străinătate. Acolo a avut șansa de a învăța tehnici noi de la cei mai buni specialiști din lume. Deși a primit oferte de a rămâne să lucreze în clinici din Occident, Mărioara Șimon a ales de fiecare dată să se întoarcă în România, unde a realizat mai multe premiere pentru medicina de la noi. Pentru meritele ei a fost aleasă președintea secțiunii de bronhologie din cadrul Societății Române de Pneumologie, regent în Asociația Mondială de Bronhologie și delegat pentru România în Asociația Europeană de Bronhologie. Mărioara Șimon povestește că în copilărie era foarte bolnăvicioasă și a avut nevoie de mai multe ori de ajutorul medicilor. Încet, încet s-a îndrăgostit de această profesie și a decis să urmeze la rândul ei o carieră în halat alb și să-i ajute pe cei din jur. Primii pacienți au fost chiar păpușile ei. Cred că de foarte mică știam asta, pentru că am fost foarte bolnăvicioasă. Deci am avut mereu probleme cu amigdalitele și mereu mergeam la injecții și încă de atunci cred că m-am gândit că și mă jucam cu păpușile, dar de-a doctorul. Deci de mică, din copilărie, am dorit să devin medic și am avut și sprijinul familiei. Maria Șimon a avut-o mereu alături pe mama ei, cea care a încurajat-o și i-a dat putere să treacă peste toate greutățile. Recunoaște că fără sprijinul acesteia nu ar fi ajuns omul și profesionistul care este astăzi. Nu am avut medici în familie, dar mama mea m-a sprijinit foarte mult. Am rămas de mici doar cu mama și fiindcă tatăl meu a avut un accident și a murit la 40 de ani și am rămas doar cu mama, care era casnică și care s-a angajat ca muncitor necalificat să poată să ne poarte în școală. Am vrut să dau la medicină militară pentru că știam că acolo e gratuit, dar mama m-a încurajat să dau la medicină, la stat și m-a sprijinit să fac medicină. Se bucură foarte mult, deci e satisfacția vieții ei, suntem bucuria vieții ei. Mergem foarte frecvent, o vizităm, o sprijinim acum la bătrânețe și vrem să îndeplinim singura dorință pe care o are, este să meargă la Ierusalim și ne-am organizat toată familia anul viitor să mergem în Israel, să îndeplinim dorința. Aveți și mai emoții în voce, așa că vorbim despre ea. Mama mea e un om deosebit și merită toată aprecierea. E o voință de fier și cred că am moștenit-o, pe ea am moștenit-o. Din Târgu Mureș, unde a terminat liceul sanitar, Mărioara Șimon a decis să vină să urmeze cursurile Facultății de Medicină din Cluj, unul din centrele medicale de renume din țară. Anii studenției nu au fost deloc ușori, mai ales că s-a confruntat cu lipsuri și probleme financiare. Greutățile nu au descurajat-o însă, ci, dimpotrivă, au ambiționat-o și mai tare să-și urmeze visul. Deși am terminat liceul la Târgu Mureș, am făcut asistent de farmacie, am terminat, am ales Clujul pentru că am aflat că este un centru universitar de renume și am vrut să învăț de la profesorii cei mai buni, de aceea am ales Clujul și, desigur, a fost greu din punct de vedere financiar să fac facultatea. Știu că am făcut facultatea cu o pereche de blugi și cu o pereche de bocanci și dacă mă întreba cineva de ce umblu în bocanci când era foarte cald, ziceam că e mai comod, dar efectiv nu aveam cu ce să mă încalț. Deci din punct de vedere financiar a fost greu, dar profesional apreciez că a fost bine că am ales Clujul pentru că realmente am învățat de la cei mai buni profesori și mă amintesc cu plăcere de profesorii care m-au marcat în carieră. Profesorul Costin, profesorul Zamora, un profesor Cocârlă și alții care m-au ajutat în drumul meu și mi-au dat sfaturi. Specialitatea am ales-o la îndemnul directorului de la Bistrița, pentru că am făcut acolo stagiatura și care m-a îndrumat să aleg pneumologia, fiind ramură de interne cu mare potențial, cu pacienți care se și vindecă, dar dacă soarta mea a fost să lucrez cu pacienții cu cancer, se pare că asta
Am ales între pneumologie și oncologie, dar până la urmă tot mai mult spre oncologie lucrez. Dar, desigur, sunt mulți pacienți cu alte boli cronice, pulmonare, care se și vindecă și care îți dau satisfacții și lucrez și în acest domeniu. Deși perioada facultății, din punct de vedere financiar, a fost una grea, ca pentru majoritatea studenților care erau la medicină, ați terminat cu note foarte mari, doar 3 note de 9, din câte am înțeles, au fost 10. Da, am muncit foarte mult, am învățat foarte mult. Poate și, nu știu dacă să demonstrez că merit investiția sau pur și simplu așa am fost educată. Deci să muncesc, așa am fost educați de mici. Deci să muncim. Și cred că am făcut treaba acolo unde am fost puși să facem. Medic primar, pneumolog cu o specializare în alergologie și competențe în bronhologie și ecografie, Mărioara Șimon lucrează de aproape 3 decenii în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leon Danielo din Cluj-Napoca. Acum conduce departamentul de bronhologie al clinicii. Am ocupat acest post prin concurs, postul de la Serviciul de Bronhologie, Departamentul de Bronhologie. Făceam foarte puține bronhoscopii, doar 2 bronhoscopii, lucram cu bronhoscopul rigid, cu o tehnică rudimentară, dar pe parcurs m-am clădit și s-a transformat în ceea ce nu cred că visam măcar. Între timp am făcut a doua specialitate de alergologie și imunologie, care m-a ajutat foarte mult, homeopatie, care de asemenea mă ajută la pacienții care în disperare sau care au simptome mai ciudate și care nu pot fi tratate alopat. Mi-am luat și competența în managementul sanitar ca să văd mai bine cum putem evolua sau ce strategii de dezvoltare sunt. Cred că m-a ajutat mult și pentru cabinet. Bineînțeles, am avut și sprijinul conducerii spitalului. Nu putem să fac altceva, nimic dacă nu aveam sprijinul conducerii. Medicul clujan nu s-a mulțumit cu cunoștințele dobândite în timpul facultății și mereu a dorit să învețe și să știe mai mult. De aceea a participat la congrese și la conferințe internaționale unde s-a specializat alături de profesioniști de renume la nivel mondial. Întorsă în țară, Mărioara Șimon a reușit câteva premiere pentru sistemul medical românesc. De numele ei se leagă primul lavaj bronșio-loalveolar, primul stent, primul ebus făcut în Transilvania sau începutul bronhologiei intervenționale în România. Am participat la foarte multe congrese și workshop-uri internaționale și m-am pregătit. Deci asta a fost etapa principală și chiar după 10 ani a venit aparatura, dar noi am fost pregătiți să lucrăm cu aparatele. Deci nu am fost surprinși de tehnică. Pentru că, efectiv, în domeniul acesta tehnologia a evoluat foarte mult și evoluează foarte mult. S-a ajuns deja la robotul care face bronhoscopie în America. Deja s-a lansat pe piață și se fac studii cu robot. Dar spun că dacă ești pregătit, poți să faci față la tăvălugul ăsta al tehnologiei care vine peste noi. Într-adevăr, am pus la punct tehnica de lavaj bronșio-alveolar în Ardeal, am făcut ecobronhoscopia, este un bronhoscop care are un ecograf în vârf și care permite să vedem în afara căilor respiratorii, adică în plămân. Ceea ce e mare progres, pentru că mulți ani am lucrat doar în interiorul căilor respiratorii, într-un spațiu destul de mic, de 1-2 cm, unde trebuie să-ți desfășoare activitatea și la pacienți care au și alte afecțiuni, adică nu sunt numai pentru bronhoscopie. Sunt pacienți care au și bronșite, au astm, au pneumonii, deci pacienți cu risc cardiovascular și trebuie să facem față la toate complicațiile, să fim pregătiți pentru tot. Deci am învățat înainte de a face tot ce am făcut, am învățat foarte mult. Am avut și norocul că am întâlnit oameni buni în străinătate, am fost primită cu brațele deschise, am fost apreciată și astfel că am ajuns în bordul Asociației Europene și în bordul Asociației Mondiale de Bronhologie, ceea ce nu este puțin, pentru că oamenii aceia apreciază dacă faci ceva și au proiecte și sunt mândră că sunt și eu printre ei. Și vă susțin în tot ceea ce vă veniți să faceți. Da, am avut, da, chiar în partea educațională ne-au susținut foarte mult. Asociația Mondială ne-a susținut atât financiar cât și moral și cu materiale și am organizat 3 workshop-uri ale Asociației Mondiale în România pentru colegii
pneumologi ca să învețe bronhoscopia și am devenit regent la Asociația Mondială și master instructor, care este cel mai înalt grad de instructor în bronhologie în lume. Și sunt doar 10 master instructori în lume. Deci sunt mândră de asta. Și în plus am făcut și primul workshop al Asociației Europene în România, susținută de Asociația Europeană de Bronhoscopie, în care, bineînțeles, am adus cei mai buni profesori, cei mai buni pentru colegii mei, ca să învețe, bronhoscopie. La fel ca alți medici de prestigiu, Mărioara Șimon a primit numeroase oferte de a lucra la clinici din străinătate. De fiecare dată a ales să rămână în România și să-și pună cunoștințele și talentul în slujba pacienților de aici. Mai ales că, spune ea, în clinica din Cluj a găsit standardele înalte din Occident. Trebuie să știți că am avut și oferte de muncă în străinătate, adică mi s-a oferit chiar 800 de euro pe o bronhoscopie și... Dacă era cu biopsie mai mult și am refuzat și mi-a spus că sunt o proastă. Asta a fost replica. Dar răspunsul meu a fost că am doi copii, că avem condiții bune acasă și chiar am ales să rămânem și să muncim aici. Asta vreau să vă întreb, dacă în perioada, în momentul în care ați terminat facultatea, nu v-a tentat să plecați în afară, să profesați acolo? Niciodată. Nu, nu. Nu, pentru că am avut norocul să am un serviciu dotat la nivel... european și internațional. Adică avem tot ceea ce are un serviciu de bronhoscopie intervențională, chiar dacă această specialitate nu este recunoscută în țară, noi totuși ne străduim să o introducem, să o implementăm. Bronhoscopia intervențională face pași mici, dar există în lume și peste tot este problema recunoașterii acestei ramuri de pneumologie, de intervențional pneumologie. Sunt în România doar două centre sau trei care fac bronhoscopie intervențională, Bucureștiul și Iașiul mai face. Deci suntem bucuroși că am reușit și noi să ridicăm ștacheta. Mărioara Șimon a transmis pasiunea pentru medicină celor două fete ale sale. Ambele i-au călcat pe urme și au ales o carieră în domeniul medical. Am niște fete minunate, deosebite. Amândouă au făcut medicină dentară. Cea mare este medic ortodont și lucrează în Cluj și cea mică este în ultimul an la Facultatea de Medicină Dentară și dorește să facă protetic, adică are gânduri de perfecționare și ea. Și cred că mă moștenesc pentru că și ele merg și la cursuri și se străduie și este o cheltuială să mergi la cursuri și la workshop-uri pentru că sunt plătite personal, individual, nu ni le suportă nimeni. Asta vreau să vă zic, dacă pe ele le-ar tenta să plece în afară și ce le-ați sfătui, noastră, nu din cauza lor, v-ați ales varianta să trăiți în România, aproape de familie, de copii, acum vine rândul lor. Știți? Să știți că și ele tot la fel doresc să rămână și să muncească aici, deși au fost la multe stagii și chiar perioade mai îndelungate, au fost plecate, cea mare a fost plecată la Graz, de două ori, deci un an jumate și în Austria, ele fiind vorbitoare de germană și cea mică s-a străduit și a învățat italiana și a fost la Verona, la un fel, cu o bursă. Și au fost plecate chiar timp destul de lung, dar și ele au ales să rămână și să lucreze aici. Pentru că suntem o familie foarte legată, specială și probabil și de asta, că avem o relație specială, ne ajutăm unii pe alții, ne susținem și cred că de asta au ales să rămână. Au sprijinul nostru și nicăieri nu-i mai bine ca acasă. Mărioara Șimon spune că ambiția este cuvântul care o caracterizează cel mai bine. Ambiția de a nu renunța niciodată și de a încerca să-ți depășești limitele. La aceasta se adaugă empatia pe care o simte pentru fiecare pacient și care îi face pe cei care au nevoie de ajutorul ei să stea la coadă la ușa cabinetului. Cred că ambiția. Deci cred că asta... în tot ceea ce am făcut, ambiția de a ști mai mult, de a face mai bine, de a mă depăși și a nu renunța, pentru că de multe ori avem și noi perioade în care suntem dezamăgiți, suntem copleșiți, avem cazuri grele, sunt multe ocazii în care ai putea să renunți la tot și să faci mai puțin. Sunteți o persoană sufletistă așa, aș simți eu. Cum vă descurcați în momentul în care aveți un pacient
sau în mod dar vine un pacient cu un diagnostic mai grav, ca să nu vă atașați, să nu vă implicați emoțional, cum reușiți să gestionați? Să știți că e destul de greu și cred că faptul că sunt așa de mulți pacienți la ușa mea, cred că este tocmai din cauza empatiei, că mă apropii foarte mult și dau foarte multă energie și pacienții simt asta și vin nici miere dacă le-aș da, n-aș veni așa, deci vin foarte mulți și se atașează și am încercat să-i trimit, fiindcă sunt medici angajați în policlinică, pe ambulator, dar vă spun și plâng la ușa mea, deci nu pot să-i trimit în altă parte. Și așa că fac eforturi să-i rezolv, cum pot, pe toți. Dar, într-adevăr, e foarte greu, în special partea asta mi-e foarte grea să comunic în fiecare zi vești proaste, pentru că majoritatea pacienților care vin aici sunt pacienți cu cancer pulmonar, cu boli greu curabile, să spun, sau pacienți cronici care nu se mai vindecă și părerea mea că trebuie comunicat și spus pacientului ca să știe la ce se așteaptă. Deși în România nu se obișnuiește, dar este practica asta să nu se spună pacientului, intră aparținătorii și îmi spun să nu spuneți, să nu le spuneți, să nu-i spuneți ce boală are. Totuși, într-un mod mai delicat, trebuie să le spui că au o problemă. Pentru că altfel leagă totul de manopera, de bronhoscopie. Deci dacă se întâmplă ceva sau mor pacienții, leagă totul de manopera. Li s-a făcut o bronhoscopie și de asta a murit, dacă ei nu știu, dacă nu le spui că au o problemă, au o boală. Și de aceea am și ales să lucrez și în privat, pentru că după masa lucrez cu pacienți care se mai și vindecă, cu pneumonii, cu astm, și care și evoluează bine, tocmai poate compensator, deși este destul de dificil să-ți împarți aproape tot timpul să-l dedici pacientului. Dar am ales să lucrez pentru că dimineața fac bronhoscopii și trebuie să mă concentrez aici, mi-e destul de greu să fac și consultații în același timp și atunci mulți pacienți preferă să vină în sectorul privat. Marioara Șimon crede că pentru a fi un doctor bun nu este suficient să ai cunoștințe medicale, ci trebuie să știi și cum să interacționezi cu pacienții ori cu familiile acestora. De aceea a urmat mai multe cursuri în domeniul comunicării și le recomandă colegilor medici să-i urmeze exemplul. Cred că medicii trebuie să facă cursuri de comunicare și să fim pregătiți chiar de către un psiholog, pentru că și noi trebuie să fim pregătiți în relația cu pacientul și părerea mea că medicul trebuie să, de asta am ales profesiunea, să fim în slujba pacientului, adică să-i dăm impresia într-adevăr că este rege când intră în cabinet. Părerea mea că în relația medic-pacient, medicul, fiindcă el este sănătos, trebuie să facă mai mult. Deci, părerea mea că nu, pacientul nu are nicio vină, că s-a întâmplat și că i s-a întâmplat și că noi trebuie să fim mai înțelegători și să ne pregătim noi ca să putem comunica. Deci am făcut și eu foarte multe traininguri și chiar train de trainer, deci am fost la multe cursuri pentru asta, pentru a ne îmbunătăți comunicarea cu pacientul. Și se fac și se organizează cursuri de genul ăsta, mereu. Sau dacă au venit din străinătate, am fost și la Alan Peace când a fost. Deci am participat la speakeri internaționali, la traininguri de comunicare cu pacientul, interpersonale, oricum le-ar zice, dar cred că medicul trebuie să facă mai mult. Adică să se pregătească pentru contactul cu persoană care este labilă, psihic, pentru că o dat în cazul pe ea. Dar oare nu e pacientul tot mai informat, din cauza zăția că știu mai multe datorită internetului, din cauza internetului? Da, sunt pacienți dificili din punctul ăsta de vedere, care știu multe, citesc multe, dar cred că trebuie să găsești replica potrivită, adică nu trebuie să te superi pe ei. Că oricare ar face la fel când ar fi în situație. Eu zic că nu-i rău, pentru că pacientul îți ridică tocmai niște probleme care oricum ar trebui să le dezbați, oricum ar trebui să le spui. Și dacă el le întreabă, cred că e mai simplu de comunicat. Dar, într-adevăr, cred că suntem supra-solicitați, că sunt foarte mulți pacienți și câteodată, într-adevăr, ne pierdem răbdarea și atunci trebuie pacientul să fie înțelegător cu noi. Sunteți de acord cu a doua părere? Adică în momentul în care un pacient vine la mine să puneți diagnosticul, el să se îndrepte și către un alt medic? Da, da, da. Și la mine vin de la alți medici. Părerea mea că e dreptul pacientului să întrebe și dacă reușește mai mult decât am știut eu zic că e bine. Nu e rău. Părerea mea că e bine să ceri a doua părere. Pentru că mintea noastră e limitată. Eu am cunoștințe mai multe în domeniul cancerului, în domeniul
astme, bronșite, tuberculoză, de exemplu, nu-i domeniul meu să știu foarte multe. Și atunci și eu cer părerea, chiar dacă nu merge pacientul, mă duc la colegele care lucrează în policlinică cu tuberculoza și le întreb. Deci trebuie să-ți cunoști limitele și da, cred că e bine să întrebe și pentru binele pacientului nimic nu-i prea mult. Deși se mândrește cu o carieră de invidiat, Mărioara Șimon are și un regret. De multe ori a pus binele pacienților mai presus de familie și de cele două fete ale ei. Poate nu m-am ocupat destul de fetele mele, deci n-am avut timp suficient. Deși am făcut eforturi foarte mari să le ducem peste tot, la sport, la muzică. Sunt foarte mândră că deja cânt împreună și fac și altceva decât medicină. Deci sunt foarte talentate, pictează. Deci le-am dus. Dar efortul a fost foarte mare. Deci singurul regret că poate m-am implicat foarte mult în carieră și n-am avut prea mult timp cu ele. Și acum când sunt mari și pleacă, ăsta e regretul doar. În rest, am făcut ce am dorit, ca să îmi dorit să fiu cea mai bună. Mărioara Șimon spune că este cea mai bucuroasă atunci când știe că a ajutat un pacient, iar acesta pleacă mulțumit din cabinetul ei. Satisfacția cea mai mare, cred că în fiecare zi se întâmplă când un pacient iese mulțumit de la noi. Și vedem că-s mulțumiți și că revin la control când îi chem și ne spun și că sunt bine, nu totdeauna că-s rău. Și cred că asta e cea mai mare pentru medic, satisfacție. Și bineînțeles familia mea, că avem o familie unită și frumoasă și suntem bine. Medicul clujean își amintește și cazul care a impresionat-o cel mai mult. Primul stent l-am pus la o pacientă care a venit înainte de Crăciun. Eram pregătită, dar nu așa de mult ca să știu să pun un stent. A venit și am spus că ar avea nevoie de un stent și a doua zi a venit bărbatul femeii și a zis, aici este stentul, am cumpărat stentul, să-l puneți. Și eu a trebuit să sun, să întreb, am intrat în panică, am intrat pe YouTube, am sunat colegul din Franța, colegii care au experiență și în sfârșit am fost cumva pusă să pun acel stent, adică pusă în fața faptului, nu am putut da înapoi, că n-aveam niciunde să-l trimit. Și am pus primul meu stent cu emoții, pacienta dintr-o dată a crescut saturația la normal, s-a simțit bine și, mă rog, a trecut timp, a venit la controle și am primit, eram pe pârtie, nu-i niciodată, după 2 ani am primit un telefon de la fiica ei care mi-a spus că mama ei s-a sfârșit și mi-a mulțumit pentru cei 2 ani din viață mamei ei. Și asta m-a uimit foarte mult ca cineva să-ți mulțumească pentru că ai dat cumva viață, că altfel ar fi. Deci ne simțim cumva așa câteodată ca niște semizei, dar desigur că ne gândim tot timpul, ne rugăm tot timpul. Pentru a-și încărca bateriile și a scăpa de stresul de zi cu zi, Mărioara Șimon face mișcare și, în ciuda programului aglomerat, merge regulat la sală. Deci mă duc regulat la sport. Deci de 2 ori pe săptămână mă duc, fac aerobic. Și cel puțin o dată pe săptămână mă duc la not. Cred că e sănătate și chiar recomand la cei care nu fac sport să înceapă să facă mișcare, pentru că e sănătate curată. Pentru corp, pentru articulații. Deci am început destul de târziu, dar mă simt foarte bine din cauza asta. Mă eliberez, îmi relaxez mintea și zic că e foarte bine să faci mișcare. În rest, mă duc la schi și eu în fiecare iarnă, pentru că, poate compensator, când am fost mai tânăr, nu aveam posibilitate, nu aveam echipament și mi-am dorit și acum am posibilitate și facem tot posibilul să mergem și călătorim foarte mult, să vedem lumea. Avem și foarte multe congrese, suntem deja invitați, am fost invitat anul ăsta pentru prima dată să fiu chairman, adică să conduc o sesiune științifică la Congresul Asociației Internaționale de Cancer Pulmonar, care a avut loc anul ăsta la Barcelona și pentru prima dată am fost invitată să conduc o sesiune științifică, ceea ce a fost o mare onoare pentru mine. Și a fost foarte bine, da. Ca și experiență. Da, da. Adică pentru prima dată n-am fost speaker, ci am introdus speaker, am condus o discuție științifică, ceea ce pentru noi e mare onoare. Cât privește planurile de viitor, Mărioara Șimon vrea să aducă și în România navigația electromagnetică, o tehnică avansată de bronhoscopie deja utilizată cu succes în Occident. Aș mai avea încă de făcut câteva lucruri. Aș vrea să fac
să ajung la leziune. Deci până acum noi abordam tumorile care sunt în bronșii, în căile respiratorii, țevile de la plămâni. Acum cu ecograful putem să ajungem la tumorile care sunt în contact cu căile respiratorii, dar există o metodă, navigație electromagnetică, care permite să ajungem și la nodulii pe 2 cm care sunt oriunde în plămâni. Și sigur că asta mi-aș mai dori să fac, navigație electromagnetică. Acum chiar cu robotul nu cred că o să ajung eu să lucrez, dar o navigație mi-aș dori să fac. Este ca și GPS-ul, deci este, calculatorul face o cale care te conduce până la nodulul respectiv, ca și GPS-ul când te conduce la o țintă, la unde vrei să ajungi. Exact așa se face, targetul este leziunea, nodulul pulmonar, tumora periferică și poți ajungi până acolo cu bronhoscopul, conducându-te după traseul făcut de calculator. Ce asta aș mai dori? În ce stadiu sunteți acum? Până... Câte șanse, cât timp să ne așteptăm? Deci problema cea mai mare este că nu avem o sală de intervențională. Lucrăm în sala de la chirurgie toracică și nu avem anestezist. Deci cred că ar trebui întâi să avem o sală de bronhoscopie intervențională și după aceea să facem pasul următor. Deci nu suntem pregătiți acum să primim o navigație care se face numai în anestezie generală cu pacient cu cale respiratorie intubat. Și majoritatea procedurilor de bronhoscopie intervenționale se fac așa. Și asta e regretul că n-am făcut până acum, dar sper că încă mai am câțiva ani buni de lucru să reușesc să fac un serviciu de bronhoscopie intervențională de sine stătător cu anestezist, cum este și în străinătate. După o carieră de aproape 3 decenii, medicul clujean știe și ce ar trebui schimbat în sistemul medical românesc pentru a-l face mai performant. Cred că mentalitatea, de acolo trebuie să schimbă mentalitatea oamenilor. Deci cred că trebuie să fie așa progresiv schimbarea, să începem cu lucrurile mici, adică nu cu lucruri imposibile. Deci trebuie să fie făcută schimbarea pas cu pas. Și eu zic că trebuie să fie persoane care cunosc, așa cum a spus ieri domnul doctor Achimaș, trebuie să fie persoane care cunosc sistemul și care să fie implicate în management. Deci asta e părerea mea. Deci cu direcționarea fondurilor cred că este problemă. Și de păcarea posturilor? Și de asemenea lipsa personală este o problemă foarte, foarte acută. Și la noi este la fel, suntem copleșiți. Trebuie mai ales și sistemul informatic, s-a introdus un sistem informatic, dar nu avem pregătire de informatică, nu avem altă pregătire și am observat că personalul este un pic speriat de sistemul ăsta informatic introdus peste noapte și noi nu avem pregătire, n-am făcut cursuri, n-am făcut nimic pentru a lucra în acest domeniu. Deci, probabil că asta, da, cea mai acut este, sigur, lipsa banilor și lipsa personalului. Mărioara Șimon are și câteva sfaturi pentru tinerii medici aflați la început de drum. Cel mai important îndemn? Să nu spună niciodată că ceva este imposibil de realizat. Eu aș spune că totul se poate. Deci nu există să pornești cu nu se poate, nu avem, nu... Deci trebuie să pornești cu gândul că totul se poate și să fii perseverent în ce-ți dorești. Și până la urmă tot ajungi la rezultatul dorit. Deci cred că perseverența e cel mai important lucru și să citească, să nu treacă o zi fără să citească ceva medical. Indiferent că dau un search, că acum e foarte ușor pe telefonul, Google, dar orice, să citească ceva medical, să nu se culce până nu ca și rugăciunea. Fiecare zi trebuie să citească ceva medical, pentru că medicina nu se învață din poveștile altora, medicina se învață din cărți. Deci nu e suficient ce transmitem noi, trebuie să citească. Și chiar să ne depășească, dacă pot, că... Asta e bucuria profesorului.